Bun găsit tuturor! Iată, este vineri și cei drept stăm așa cu un picior în pragul ușii și așteptăm weekendul bine meritat pentru toată lumea. Dragilor, astăzi la emisiunea Oameni vorbim despre oameni, despre cei mici și despre cei mari, cu două dintre, pot spune, războinicele acestei luni, lunii martie, pentru că astăzi le-am cunoscut. Sunt două invitate pe care astăzi am să le supun unui tir așa de întrebări și asta pentru ca mesajul pentru care ele s-au angrenat într-un voluntariat de mare, mare clasă să ajungă să fie înțeles de toată lumea. Vreau să le salut pe invitatele mele de la emisiunea Oameni la TV Sud-Est, Alina Marin și Anemona Dănoiu. Alina, ca la școală vom face nouă prezență, Alina și Anemona. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Nu știu cu cine ar trebui să încep discuția de astăzi, însă cred că felicitările și florile, da, vor fi din partea pentru amândouă. Cu Anemona, da? Ești, da, care dintre voi e mai vorbăreață? Amândouă. Amândouă. Trebuie să le spun celor de acasă că sunteți încă eleve, nu știu în ce clasă, însă importante sunt liceele de unde voi proveniți, iar pentru mine este o mare surpriză, pentru că pentru prima dată liceul Mihai Eminescu stă alături de liceul HDU sau liceul HDU stă alături de liceul Mihai Eminescu. Pe vremea mea parcă nici nu era voie să spui dacă ai prieteni din HDU, pentru că era așa o, cum să vă spun, un război între cele două licee, care este cel mai bun. Ei bun, anii au trecut, iată că istoria se mai schimbă din când în când și dăm cezarului ce al cezarului. Unim cele două licee într-un voluntariat, într-o pasiune probabil, da, luată de la ceilalți. Bucureștiul cei drept a dat tonul prin 2014 pentru acest mesaj unanim pentru întreaga țară, că este bine să fii voluntar, este bine să te implici în toate campaniile de promovare a ceea ce este de bun simț și de ajutor celor care au nevoie de ajutorul nostru. Alina, voi sunteți implicate într-un proiect în care ținta sunt copiii și nu copiii de data aceasta care au, da, mamă, tată, ba din contră sunt copii defavorizați așa de soartă. Ce poți să-mi spui? Este o plăcere să lucrez cu ei. Mai ales că atunci când încerc să învăț ceva, învăț și eu ceva despre mine și despre ei totodată. Și în încercarea de a-i ajuta să se dezvolte pe ei înșiși, mă dezvolt și eu. Și, bineînțeles, socializăm și ne facem prieteni noi. Cum a fost primul impact? Prima legătură pe care a avut-o cu ei? La început, emoțional. Da, la început au fost și ei reticenți și noi. Nu prea știam cum să ne comportăm cu ei, pentru că... Întotdeauna sunt emoțiile care ne bat așa în suflet. Cum ai rezonat tu? Emoțiile primează. Noi când am intrat, sunt copii din centre și din apartamente, iar noi suntem la un apartament împreună. Noi când am intrat în acel apartament eram așa, nu știam ce să spunem, nu știam cum să ne comportăm. Ulterior și copiii s-au atașat de noi și am început să vorbim și asta ne-a bucurat foarte mult. Ce faceți voi zi de zi acolo? Îi ajutăm la teme, la matematică, română. Ori de câte ori mergem acolo, îi întrebăm de ce au nevoie și dacă nu au nicio problemă, de exemplu, la școală, facem o activitate pe care ne-am propus-o noi. Veniți cu o temă anume, stabilită, da, de acasă, da, da, și da. Fiecare voluntar poate să vină cu ideea personală. Da. Le combinăm câteodată, că avem idei diferite, nu avem mereu aceleași idei. Care este participarea buzoienilor în acest proiect? Există sau nu? Există, sunt, da, doritori de a veni și de a face cunoștință și cu o altă viață față de cea pe care o trăiesc ei. Da, tocmai de aceea facem un apel către voluntariat. Facem înscrieri în asociație până pe 31 iulie. Automat, toate aceste
momente pe care voi faceți, da, legătura între viețile lor și viețile voluntarilor, automat vin în serviciul, da, și în beneficiul lor. Întotdeauna ne mai lovim și de oameni care sunt reticenți în momentul în care aud de voluntariat. Probabil că ei se așteaptă să vadă o altă lume, însă în momentul în care văd, da, care este situația dintr-un centru sau emoțiile prin care trec copiii, automat sunt rezervați. Ați întâlnit în aceste luni, da, tu, Anemona? Noi am... În momentul de față suntem 24 de voluntari în Buzău. Vă sunt de ajuns? Inițial eram mai mulți, dar au renunțat unii pe parcursul timpului, exact din ceea ce a spus și dumneavoastră. Dar acum noi, cei care am rămas, suntem ca o familie. Suntem foarte uniți și vorbim între noi și ne ajutăm și dezvoltăm idei ca să vedem ce să facem în continuare cu copiii de la centre și de la apartamente. Care este segmentul de vârstă care se îndreaptă către voi pentru voluntariat? Minim 16 ani, nu există limită de vârstă majoră. Pot veni oameni de orice vârstă, dar minim 16 ani să aibă. Aceste proiecte fac nu bine, ci foarte, foarte bine și sunt sigură că asociațiile se implică atât de frumos și elegant în viețile copiilor, încât unde serviciu nu are cum să se aducă. De ce anume beneficiază voluntarii după ce trec, da, printr-un modul, că, uite, de altfel se și încheie primul modul. Da, un care modul este de 6 luni. De 6 luni? Este, da, mult, este puțin, după părerea voastră? Mie nu mi se pare că este mult, adică chiar mi se pare puțin, pentru că am început să mă atașez de copii și să vorbesc cu ei, să îi înțeleg și să ne ajutăm reciproc. Și acum nu-mi pare mult timp, eu de aceea vreau să și continui și Alina cred că este de acord cu mine, că și ea vrea același lucru și, nu știu, este foarte frumos să lucrez cu copiii. La nivel național, bănuiesc că se întâmplă lucrurile acestea, de fapt sunt sigură că se întâmplă, da, să vedem elevi implicați în clasa 11, a 12 sau de începând de la vârsta de 16 ani până la... Știu că sentimentul nu este unul tocmai, cum să spun, unul roz în momentul în care ajungi acolo, însă te obișnuiești cu el pe parcurs. De ce anume aveți voi nevoie? De dorința de a lucra cu copiii și cred că asta este suficient, pentru că în momentul în care acel copil vede că ești implicat, îți va veni și ție mai ușor să lucrezi cu el și mai ales la sfârșitul întâlnirilor, îmbrățișările acelea care uneori nu te lasă să respiri, își merită tot efortul. Ce spun copiii? Sunt cum foarte atașați ei. Se atașează foarte repede, sunt foarte deschiși. Noi inițial nu-i vedeam așa, ne era teamă să vorbim cu ei. Da. Dar acum nu este așa. Sunt foarte deschiși și ne primesc mereu cu brațele deschise. Ce pasiune au ei? Ce ați văzut la ei? Ce ați observat la ei? Una din fetele de la apartamentul la care mergem noi, îi pictează foarte mult, îi place foarte mult să picteze, să deseneze. O alta își dorește să devină actriță. Da? Da. Chiar are talent. Bănesc au gânduri, da, de a ajunge... De a ajunge mari. De a ajunge mari. Vreau să spun altceva, dar nu vreau să deranjez pe nimeni și nu în situația aceasta, ca ei să își lase din diverse motive copiii așa cum au fost lăsați ei. După ce se termină un modul de voluntariat, ce devin voluntarii? Primesc o diplomă de onoare? Sunt înscriși într-un anumit, nu știu, într-un anume, da, sistem? Voluntarii primesc la final de modul un certificat care atestă lucrul cu copiii și la dorința acestuia poate prelungi acel contract semnat la început. Cât poate dura? E un contract nelimitat. Un alt modul. Sunt diferite modulele pe care voi le faceți sau toate sunt la fel și sunt incluși decât acești copii din centrele de plasament, practic? Sunt acești copii, numai că pe fiecare modul se mai adaugă cât un voluntar sau mai mulți.
Se pot face schimbări, jocul, da, e un joc, se extinde. Am înțeles că pentru modulul care va începe în septembrie? Da, octombrie. Pe octombrie, pe ce dată? 1 octombrie. Până atunci va avea loc trainingul de o zi de weekend și repartizarea voluntarilor la centre și apartamente și... În asta constă trainingul? Nu, trainingul, la training vor învăța viitorii voluntari jocuri. Cum să interacționeze cu copiii. Cum să-i ajute. Ei va apropia mai mult de copii. De copii. Asociația voastră, pentru că pot să spun că este asociația voastră, nu faceți parte din ea, Ajungem Mare, a fost implicată în foarte multe proiecte. Dacă ar fi să aducem aminte aici, câteva sau cel puțin unul? Pe 1 iunie s-a organizat un târg caritabil în care toți voluntarii au făcut produse handmade și am primit bănuți de la cei care au trecut pe acolo să cumpere și aceia am folosit pentru copii. Le-ați cumpărat ceea ce și-au dorit ei sau fixați? Acei bănuți am folosit pentru ieșiri, să ieșim cu copiii pentru a cunoaște mai bine lumea, pentru că aceasta este o altă atribuție a voluntarilor. Și în momentul acesta organizăm un plan de excursie cu copiii și încercăm să... Să le faceți viața mai frumoasă. Corect, da. Voi totuși vă ocupați vacanța cu voluntariatul. Da, este o plăcere. E o plăcere. Va veni un an destul de... În clasa 11 ați trecut sau veți trece în clasa 12? Am trecut în 11. Deci aveți timp destul. Care sunt întrebările acestor copii la adresa voastră? Ce vă întreabă? La început a fost o întrebare care aș putea să spun că ne-a marcat puțin. Voi primiți ceva pentru faptul că veniți la noi? Nu, voluntariat înseamnă că venim la voi din plăcere ca să vă ajutăm să vă simțiți mai bine și să aveți un zâmbet pe față ori de câte ori plecăm de la voi. Pentru tine a fost o întrebare? A fost aceeași întrebare și asta ne-a marcat cel mai mult pentru că această întrebare s-a repetat de mai multe ori și a fost un moment mai ciudat pentru că noi le-am explicat că voluntariatul nu înseamnă să primești ceva în schimb, ci pur și simplu să primim zâmbetele voastre. Atunci ne-au zâmbit și ei și au înțeles și nu ne-au mai întrebat chestia asta. Și probabil că venind zi de zi, probabil ce au spus este ca un serviciu pentru voi, nu? Așa o considerat. Nu mergem chiar zi de zi. O dată pe săptămână, 2-3 ore petrecem cu copiii și... Este în funcție de timpul vostru sau de doleanțele lor și de necesitățile lor? Încercăm să avem un echilibru atât în timpul nostru, să... Eu am auzit, practic, în discuțiile pe care le-am avut zilele trecute cu fosta mea colegă și bună prietenă de o viață, Gabriela Coțofană, că ea merge o dată pe săptămână, joia, și se pare, da, că parcă oamenii nu-și fac timp și pentru asemenea, da, momente și ar fi păcat, știi, să trecem și să nu vedem ca ceea ce se întâmplă și în spatele cortinei, hai să folosim termen de televiziune sau în spatele camerelor de filmat. Pe mine pot să spun că m-a emoționat ceea ce faceți voi, eu n-am făcut absolut niciodată, probabil și din lipsa de timp, însă Gabi, să știți că m-a determinat să-mi fac timp și pentru momentele acestea. Și asta datorită faptului că am și un copil, mă gândesc că nu se știe, poate, dacă aș fi dus o altă viață sau dacă aș fi avut vreo altă meserie, ce aș fi făcut, da, în viața mea și încerc să mă pun în pielea mamelor sau părinților care au luat o hotărâre pentru copiilor și asta probabil din dorința de a le fi mai bine, nu mă gândesc la alte lucruri care, iată, cu părere de rău, se întâmplă în societatea noastră, anumiți părinți sunt forțați de împrejurări, chiar forțați sau mintea, da, îi determină să-și ducă copiii într-un asemenea centru, însă cazurile sunt diferite și bănuiesc că
viața le așează pe toate. Cum devii voluntar? Vă întreb pe voi, pentru că voi aveți experiență în trei pași. Ce ar trebui să facă cei care urmăresc emisiunea și cei care și-ar dori să vină și să se alăture în acest proiect al vostru, care, iată, prinde culoare de la an la an, o culoare frumoasă. Voluntar ar putea să devină în doi pași, nu trei. Nu trei. Deci e mai simplu. Se poate înscrie până pe 31 iulie pe site-ul nostru Ajungem Mari, după care vor trimite la adresa prezentă pe site CV-ul cu poză și următorul pas ar fi doar să aștepte să vină la training. Voi faceți o selecție? De ce anume țineți cont? De CV-ul respectiv, de răspunsul la întrebări, pentru că avem niște întrebări în formularul de pe site care sunt de natură psihologică, pentru a nu trimite chiar pe oricine la copii. Faceți cunoștință cu ei înainte, nu? Cu voluntarii. Cu voluntarii. Nu chiar. Sunt repartizați după acest CV și ulterior se organizează trainingul unde vin doar voluntarii care au fost admiși. Nu este atât de greu. Voi cum ați fost admise? Cum s-a întâmplat intrarea voastră în acest voluntariat? Ținând cont că lumea în ultimul timp își petrece timpul pe internet, am aflat și eu tot de pe internet de anunțul acesta de recrutare de voluntari și am zis hai să mă înscriu. Am completat formularul respectiv, am trimis și CV-ul cu poza și peste vreo 10 zile am primit e-mail cum că trebuie să mă prezint la trainingul respectiv, unde voi învăța jocuri și voi învăța să interacționez cu copiii și atunci totul a mers așa. Ce vârstă au avut copiii cu care ai interacționat prima dată? Prima dată, între 12 și 16 ani. Sunt curioasă dacă din liceul unde tu înveți, au mai fost colegi care ți s-au alăturat? Da. Cât sunteți la număr? La număr, așa cu aproximație. Câți au rezistat? Suntem doar vreo 3. Pentru că nu toată lumea știe despre acest lucru, despre faptul că se fac înscrieri și despre ceea ce ar trebui să facă ei cam ca voluntari. Cam ce se întâmplă acolo. Exact. Vedem diferite campanii de voluntariat. Devin voluntar la Crucea Roșie, devin voluntar în diverse acțiuni care se fac, da? Să strângem gunoiul lăsat de alții și multe altele. Însă de voluntariat în centrele de plasament, mai rar. Și asta probabil că aici este... E ceva mai de sensibilitate. Cum este la voi? Ce mi-a spus Alina. Pentru că la noi în liceu ne anunțăm unii pe alții și știm cu toții. Cu toții. Da, și așa ne-am implicat mai mulți și am rămas mai mulți. Suntem, bine, inițial eram mult mai mulți, dar acum pe parcurs au mai renunțat. Însă din liceul meu suntem, cred că 8 sau 9, cam așa. Bine, unii nu s-au înscris nici din lipsă de timp și pentru că au alte pasiuni, alte ocupații. Bine, și noi avem, dar noi n-am făcut timp și pentru asta. Noi, inițial, când am văzut 2 ore că trebuie să stăm, am spus 2 ore e puțin și de fiecare dată am rămas mai mult de 2 ore. Niciodată n-am stat așa la limită. Ați primit certificatul de voluntar? Nu, încă nu. Îl așteptați? Să termine modulul. Fetele de vârsta voastră automat au alte ocupații, în special în timpul verii, pleacă în concedii, în vacanța pe care, iată, practic cu toții o așteptăm sau automat își consumă timpul în diverse, în altfel de activități. De activități. Însă voi văd că v-ați luat hotărârea pe care ați simțit-o cel mai bine. Să înțeleg că veți continua și în partea a doua. Nu? Da, siguranță. Acestui curs, eu îi spun totuși curs, pentru că acolo, pentru voi, oarecum școala nu s-a terminat și învățați alte lucruri și poate cine știe, veți rămâne sau vă veți întoarce în acest sistem. Da, ce zice Alina?
mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea da? Să lucrez în continuare cu copiii. Deși eu mi-am propus să merg pe medicină după ce termin liceul. Dar poate o să mă rezum la pediatrie. Să fac și medicină și să lucrez și cu copiii. Să-ți îndeplinești visul, practic. Da. Pentru tine? Eu oricum aș vrea să lucrez în continuare cu copii, deși am alte planuri pe viitor. Eu sunt foarte atrasă de sport și îmi doresc să fiu antrenor și așa o să am de-a face și cu copiii în acest domeniu. Mi se pare ciudat că ești la un liceu cu totul și cu totul diferit. Da, păi vreau să merg pe criminalistică în viitor, doar că sportul este pasiunea mea. M-ai băgat în ceață. Oricum, important este că vrei totuși să-ți păstrezi și momentele acestea în viața ta. Facem o scurtă pauză de publicitate. Vă mai țin puțin, că n-am ce să vă fac, am vorbit până acum despre voluntariat. Vreau să vorbesc pentru voi, pentru că mi se pare foarte interesant jocul vostru în viață, pentru că este un joc până veți ajunge, da, hai să spunem, să vă luați așa într-o totul hotărârile numai și numai voi. Vom continua, vom mai discuta puțin despre acest voluntariat care stă în viața voastră de câteva luni. Important este că această asociație Ajungem Mari nu este doar în București, este și în Argeș, și în Alba Iulia, și în Bacău, în Brăila, în Bihor, în Botoșani. Iată că se extinde, da, fenomenul și automat discuțiile noastre devin și ele mari. Noi facem o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în câteva momente cu Anemona și nu vreau să-i greșesc numele Alinei, da, ți-am spus prima dată Iulia, dar n-am avut ce să-ți fac. Bun, și discutăm cu ele și despre pasiunile lor. Ne-am întors, dragilor, e bun, cu gândul la voluntariat și la cei către care ne gândim și ne ducem așa cu mintea și cu sufletul, abordăm și un alt subiect, pentru că mi se pare interesant să devii medic, dar și să devii criminalist, da? Zic bine. Pe lângă celelalte hobby-uri pe care Alina și Anemona le au. Cu cine să încep? Cu domnișoara criminalist sau cu domnișoara medic-pediatru? De unde pasiunile acestea? Hai, uite, încep cu tine, că am vorbit mai mult cu Alina. Eu întotdeauna am avut o pasiune pentru parte de criminalistică. Întotdeauna am fost atrasă de arme. De arme sau de uniformă? Și de arme și de uniformă și de tot ceea ce înseamnă criminalistică, de fapt. Sunt curioasă dacă în familia voastră cineva lucrează în sistemul acesta? Tata, oarecum. Oarecum. Da, dar nu a fost la cererea lui, nu a fost așa, ci pur și simplu din dorința mea. Pasiune și... Vei merge către o școală militară? Către academie? Către... Da, bine, aș dori să studiez în afară și să merg direct pe criminalistică, pe avocat criminalist. Dar totuși România este o țară care îți oferă posibilitatea de a excela în orice domeniu. Pentru că avem profesori pe care, iată, în ciuda faptului că presa i-a mototolit, i-a șifonat așa destul de bine, ei totuși rămân niște pedagogi foarte mult. De ce dorința de a pleca din țara ta? Pentru că nu cred că în acest domeniu aș putea să lucrez aici în țară, să... A, deci să lucrezi, nu să-ți faci musai școala. Păi vreau și să și lucrez în domeniu. Să și lucrezi în domeniu. Deși am și alte pasiuni, mi-aș dori să... Cum ar fi? Hai să vedem dacă se lipește să le combin. Omul criminalist cu... Omul sportiv. Cu omul sportiv. Eu am făcut sport de performanță de mică și am renunțat apoi. Am făcut gimnastică 8 ani. Și apoi am făcut 2 ani de handbal și acum m-am apucat de sală. Îmi povestești așa cu pasiune încât am impresia că ai vreo 40 și ceva de ani, parcă ai fi trecut prin toate etapele acestea. Așa pentru le-ai consumat. Am făcut de mică și chiar m-am implicat în tot ceea ce am făcut.
Bine, pentru mine a fost o durere foarte mare când am decis să renunț la gimnastică, nu voiam asta. De ce ai decis asta? Pentru de ce ai crezut că îți face bine altceva? Criminalistica, nu am crezut că îmi face bine altceva, ci pur și simplu am fost puțin demoralizată din cauza unui concurs unde nu am obținut ceea ce voiam. Speram să fiu pe podium și nu am fost și nu am vrut să lupt mai departe și pentru asta acum regret. De aceea sunt din nou în acest domeniu. Nu. Vreau să ajung cât mai departe cu asta. Cu handbalul cum a fost? Au fost 2 ani așa, pentru că eu oricum voiam să fac un sport, nu voiam să las asta, pentru că făcând 8 ani eram deja obișnuită să fac sport și nu puteam să stau așa ziua în casă sau să ies cu prietenii sau așa. Nu știu, am avut o copilărie plină de sport și am continuat cu asta. Cum îți consumi timpul? Pe lângă voluntariatul pe care îl faci. Cu sportul. Cu sportul. Da. Sunt undeva la 3-4 ore pe zi în sala de sport și cam asta fac toată ziua, cel puțin acum în vacanță. Mai ai timp și de altceva? Învăț pentru liceu. Școală. Și pentru ceea ce voi urma în viitor. Mă bucur pentru tine. Iată că am făcut până la urmă legătura și mi-am dat seama că voi fi totuși un bun criminalist. Mă va ajuta totuși. Te va ajuta extraordinar în viitor, pentru că o să am și o probă sportivă în momentul când voi intra. Dar tu ai început să te pregătești prea devreme pentru... La 4 ani. De la 4 ani până la 18 este ceva. Nici nu mă gândesc că nu vei trece probele sportive și cu toate că am înțeles că sunt destul de grele, nu? Da, dar le-am făcut deja, adică eu... Lucrez pentru asta și sunt în timp, pot să le fac și nu mi se par foarte dificile. Cum mergești cu școala? Cum e cu școala? Este foarte bine. Pentru că ești la un liceu destul de... Îmi era teamă la început. Mă gândeam că dacă nu o să fac față, având în vedere că eu am intrat printre ultimul profilul meu și îmi era foarte teamă la filologie. Și acum nu este așa, oricum sunt într-o clasă în care toți suntem foarte uniți și ne ajutăm unii pe alții și ținem toți ștafeta sus. Pe cine ai profesor de filologie? Diriginte. Profesor. Sau diriginte? Am diriginte pe doamna Marinescu Roxana, este de engleză și... Și la filologie? Păi noi facem... Nu avem o oră specială de filologie. Înțeles. Avem de limbi străine, istorie, geografie. Am crezut că ăla e ca profesor pe domnul Țepeluș. Nu, no. Am avut într-a noua la logică pe doamna Anca Florea și în acest an am făcut psihologia. Am înțeles. Le faceți așa treptat ca să le înțelegeți. Ai oarece evoluează din an în an. Din an în an. Cum este la tine, Alina? Că tot veni vorba de sport și eu am făcut 2 ani de handbal, nu tot cu ea, și am auzit vorbindu-se și despre uniformă și eu îmi doresc să merg la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care este medicină militară. Pur și simplu m-am întrebat de uniformă. Părinții mei lucrează într-un domeniu în care poartă uniforma și mi-au insuflat dorința asta de a purta și eu uniformă. Nu ți-au spus, tu faci? Nu, nu. Nu e ca la armată la voi în casă, nu? Nu. Ei și-au dorit inițial să merg pe partea de inginerie, fizică, matematică și așa. Dar eu am făcut medicină. Uite, că discuțiile pot duce în diverse, da? Moduri pe diferite paliere, așa, în alte și alte discuții. Medicii totuși ne plec din țară. Eu mi-am Uite, făcut până un... și anemona vrea să plece din țară. Eu mi-am făcut un plan să rămân după ce termin facultatea în țară și bine, acum... Deci ne putem baza pe serviciile tale, da, pe profesionalismul tău. Da, da. În afară de... pasiunea pe care o ai pentru voluntariat, că asta practic este o pasiune în momentul în care începi să mergi o dată de 2 ori pe săptămână și să te ocupi cu acest lucru. Bă, ies că ai și alte hobby-uri. Da. Dacă ai.
Da. Sau cum îți consumi tot timpul? Cum îți faci tot viața frumoasă? Mare parte din timp îl aloc voluntariatului, pentru că m-am implicat și în partea de coordonare locală, și în restul timpului citesc serii, mă uit la seriale. Care este serialul preferat? Nu te întreb cartea preferată, serialul preferat, să văd dacă... Jurnalele vampirilor. Așa. Sunt pe partea asta de fantasy. E de vârsta voastră, practic. Da. La tine? Ai timp să te uiți la filme? Eu nu prea nu sunt prea. Cu filmele. Fiind pe filologie, mie îmi place mai mult să scriu. Sunt poeta clasei. Interesant. Scrii poezii? Da. Oh, dacă te-aș spune să-mi recit o poezie, mi-ai recita? Sau sigur. Copiilor le spui? Le reciți poezii? Până acum nu am vorbit pe tema aceasta. Eu mă bucur că le-am insuflat totuși pasiunea pentru sport lor, copiilor de la apartamentul la care merg. Chiar au fost foarte bucuroși și sper să continui cu asta. Și da, o să-i ajut și pe partea aceasta a literaturii. Deși nu m-am gândit până acum. Voi faceți voluntariatul din timpul școlii, nu? Că da. Deja se închide primul semestru, da, de voluntariat. Semestru cam jumătate de an, nu? Da. Cam da. Atât ține. Destul de multă implicare în lucrul acesta. Cum faceți față cu școala și cu voluntariatul? Păi noi ne-am stabilit să mergem la copii în weekend, când avem timp liber, și fiind doar 2-3 ore... ne putem rupe din timpul nostru ca să îl petrecem cu ei. Și cu școala este destul de ușor. Bănuiesc că aveți note numai de la 10 în sus. Bănuiesc. Eu consider că o perioadă mai grea a fost în momentul când noi am avut tezele, pentru că și copiii au coincis examenele lor cu examenele noastre și trebuia să ne ajutăm unii pe alții. Atunci a fost o perioadă un pic mai dificilă. Ei erau cu tezele lor, noi cu ale noastre, fiind clase diferite. Era puțin mai greu. Ce spun părinții voștri despre ceea ce faceți voi acum? Pe timpul vacanței, când ei probabil vor să plece în concediu, voi vă alegeți voluntariatul. Ai mei sunt mândri de mine. Sunt pe front tot timpul, ce ați spus. Alina, mamă, tată, tură-mi acolo pe front, că nu e bine să părăsești, nu? Ceva colegii, camarazii. Da, da. Pot pleca în vacanță și așa în timpul săptămânii, dacă mă duc doar în weekend și așa, o mini-vacanță de săptămână pot avea și după aia încă o dată, încă o săptămână și tot așa, dacă ar fi să continui. Deci nu este problemă în sensul ăsta. Nu e, nici la tine bănuiesc. Nu, ai mei oricum mă susțin în tot ceea ce fac. În 2017, sau anul trecut și anul acesta, auzim din ce în ce mai mult de voluntariat, implicarea oamenilor în voluntariat, în diverse da, locuri, momente și acțiuni. Ce înseamnă să fii voluntar în România, după părerea voastră? Cât de mult ne ajută, cât de bine face la CV-ul nostru, dacă face, dacă ne ajută sau dacă nu ne ajută? Adevărul este că vine foarte bine într-un CV să fie trecut o activitate de voluntariat. Dar pe lângă Dar asta... Dar înțelegem noi acest lucru, după părerea voastră? Eu așa cred, pentru că orice activitate desfășurată pe lângă studiile pe care le urmezi cântărește destul de mult în CV atunci când vom vrea să ne angajăm. Dar pe lângă faptul că este trecut în CV, aduce o mare mulțumire sufletească, pentru că tu ajuți să faci ceva mai bine, să ajuți pe cineva. Și gândindu-te astfel, îți faci timp și pentru a petrece timpul cu acei copii și pentru a planifica ceea ce vrei să faci și toate cele... Da, dar această mulțumire sufletească o primim în momentul când suntem conștienți de ceea ce facem. Eu nu cred că foarte mulți... rezonează. Da. Cu acest lucru. Pentru că tocmai de aceea suntem și 24, unde noi în Buzău chiar suntem foarte mulți. Ar fi trebuit să fim mult mai mulți. Mult mai mulți. Ce aveți de gând să faceți? Pentru a aduce cât mai multă lume să se implice în ceea ce faceți voi acum. Păi încercăm să promovăm acest nou modul, să le explicăm oamenilor că
merită să rupi 2-3 ore din timpul liber pentru a-l petrece cu copiii, pentru că nu este un timp pierdut, din contră este un timp câștigat, atât pentru ei cât și pentru tine. Și te ajută. Sunt curioasă dacă cei care au copii, uite, pe Gabi n-am întrebat-o, pe Gabi Cățofană, dacă ea o aduce pe Marijan acolo să vadă cum trăiesc acei copii și ce faceți voi acolo. Sunt oameni, sunt adulți care își aduc copiii la voluntariat? Nu. Nu. Însă avem foarte mulți adulți. În acest modul, cel puțin. Da. Finalul acestei luni închide, practic, și prima sesiune, da, a voastră de voluntariat, dar și sesiunea de înscriere pentru cei care s-au gândit să-și dedice timpul acestor copii din centrele de deplasament. Credeți că vă puteți baza pe mult mai mulți în faza următoare? Noi așa ne dorim. Așa sperăm, îi primim cu brațele deschise în echipa noastră. Oricum, ca în orice domeniu, până când te apuci de ceva, este puțin mai dificil. Mai dificil. Dar apoi noi suntem sigure că or să le placă, pentru că și noi am fost foarte atrase de acest lucru pe parcursul timpului. În alte proiecte vă veți mai implica? Aveți totuși timp destul până în clasa 12-a. Eu am mai fost implicată într-un alt proiect, tot de voluntariat, Crâncu Verde Start, a fost numit proiectul, de ecologizare în prima zi și a doua zi concurs de alergare. Am fost un fel de coordonatoare a proiectului împreună cu alți copii de vârsta mea. Și la cererea prietenei mele, acum sunt și eu. Acum ești și tu implicată în un proiect care bănuiesc că o să continue, nu? Da. Din cât în cât timp vă gândiți să vă întâlniți iarăși și să ecologizați, dar și să vă, hai să spunem, să vă oxigenați voi? În septembrie vom avea un alt eveniment. Încă nu s-a stabilit niciodată. În principiu, odată cu începerea școlilor. Atunci când lumea vine din vacanță. Da, corect. Unii se pregătesc să plece, iar alții se pregătesc de voluntariat. Ajungem mari. Voi când veți ajunge mari, sunt sigură că fiecare veți avea asociația voastră. Ce te-ai gândit să faci? Eu mi-aș dori să continui în această asociație, nu să-mi creez o alta nouă. Atâta timp cât scopul este să-i ajutăm pe copii, prefer să continui așa decât să mă chinui cu alta. Să faci tu alta, să-i dai un nume, să aibă, nu, un patent pe care să-l cunoască toată lumea. V-ați făcut prieteni în țară, prieteni voluntari în decursul acestor luni? Da. V-ați împrietenit cu colegii voștri din alte părți? Da. Schimbați așa după gânduri? Cum spunea și Anemona, suntem ca o mare familie. Și colaborăm și cu cei de la București și Mureș și Cluj și aproape din toată țara pentru a le oferi un viitor cât mai frumos și mai bun copiilor. Care este orașul, după părerea voastră, care se implică cel mai mult în voluntariat? Oraș din România, bineînțeles. Oraș din orașul nostru, vreau să spun, da. Fiecare oraș se implică într-o anumită măsură. Și în acest segment mă refer al copiilor care unii dintre ei nu au părinți, alții au, dar nu se pot bucura de ei. Depinde de perioadă. Spre exemplu, și orașul nostru s-a implicat foarte mult atunci de 1 iunie și noi am fost pe primul loc atunci. Dintre Buzău? Da. Oare de ce? Pentru că oamenii au înțeles cauza noastră și au dorit să ne ajute și le mulțumim pe această cale. Voi bănuiesc că ați făcut cu totul și cu totul altceva, nu? Sau ați fost atât de aproape de copii încât nimeni n-a putut să lipsească de la aceste momente? Le-ați pregătit altceva? Ceva special? Nu, doar ce am pregătit, acele produse și fiecare om care venea la cortul nostru unde aveam produsele respective lăsa o anumită sumă de bani, atât cât dorea. În schimbul respectivului produs. Am înțeles. Când veți face următoarea campanie? Chiar dacă nu este 1 iunie, eu cred că trebuie să fie 1 iunie
cel puțin o dată pe lună. Nu avem, nu ne-am gândit la acest lucru, dar sperăm că de curând. Din ceea ce ați simțit voi în decursul acestor luni, până la urmă urmei, de ce credeți că au nevoie acești copii? De mai mulți prieteni. Mai mulți voluntari, mai mulți prieteni pe care să se poată baza, să-i poată ajuta, pentru că, în urmă, asta este cel mai important pentru ei. Să se simtă... Au nevoie de zâmbete și de multe îmbrățișări. Sunt foarte, foarte atașați, se atașează foarte repede de anumite persoane și abia așteaptă să fie primis cu brațele deschise. Când ne văd că intrăm pe ușă, zâmbesc foarte, foarte tare. Ați simțit vreodată nevoia să-i luați și să-i duceți acasă? Da? Da? Nu prea avem voie să N-aveți voie, știu că nu. Dar ați simțit? Da, ne-am fi dorit de altfel. Mai făceam și ieșiri prin parc și așa și nu voiam să ne mai întoarcem. Îi țineam până târziu. Nu erau 2 ore, așa cum scrie în program. Întotdeauna a fost mult mai mult de 2 ore. Da, cred că momentele pe care voi le oferiți acestor copii și al celorlalți voluntari sunt unice în fiecare zi în viața lor. Mi-aș dori foarte mult când veți încheia sesiunea să mă sunați și să-mi spuneți sau îmi scris, nu știu, tot orașul Buzău în lista voluntarilor din perioada următoare. Vom ține acum vom vedea ce se va întâmpla, pentru că eu cred că până la urmă urmei tot omul este receptiv la asemenea momente, însă informația întotdeauna ajunge mai greu și asta datorită faptului că suntem cu ochii și cu urechile mai mult pe ceea ce se întâmplă pe micul ecran sau la vecini sau suntem impresionați de ceea ce facem doar noi și nu de ceea ce fac și alții. Cred că informația trebuie să vină zi de zi așa ca un tampon pentru copiii care au nevoie de voi. Cei care vor să ia cunoștință cu voi vă găsesc pe www.ajungemari.ro. Acolo unde pot, da, trece peste cei 3 pași, spun cum este, da, pe site-ul vostru. Pot depune o cerere de voluntar. Ajutați-mă că eu n-am de uite să știu atât de multe lucruri. Completează un formular de pe site. Vor găsi oricum o rubrică pe site care îi va îndruma spre a deveni voluntari. Sau, dacă doresc, ne pot scrie la office@arondajungemari.ro un mesaj și de acolo va fi de asemenea îndrumat către site. Vreau să spun că noi căutăm voluntari atât în Buzău cât și în Râmnicu Sărat. Pentru că avem acolo un centru și avem nevoie de voluntari și acolo. Copiii au nevoie de noi prieteni și acolo. Noi suntem bucuroși să ne extindem familia, să ne extindem familia de voluntari și de aceea facem apel în acest mod. Chiar ne dorim să avem cât mai mulți voluntari pentru că toți acești copii au nevoie de noi. Și eu mi-aș dori. Și o să ne vedem în partea a doua a voluntariatului vostru, pentru că mi-am propus să vin și eu. Și o să vedea eu, probabil că o să-i învățăm sau o să-i aducem și la noi la TV să vadă cu ce se mănâncă televiziunea, unde au fost domnișoarele care vin și le calcă casa doar pentru a aduce cât mai mulți voluntari și pentru a-i face cunoscuți. Nu musai pe voluntari, ci pe acești copii care numai ei știu cum își dorm nopțile. Încă o dată, mulțumesc Alina Marin și Anemona Dănoiu, am zis bine, da? Da. Devin o voluntar cu asociația Ajungem Mari. Cred că momentele de astăzi ne-au demonstrat că putem să fim mari și alături de acești copii și nu numai de pretențiile pe care le avem noi de la viața noastră și cu cât suntem mai pretențioși pentru cei din jurul nostru, cu atât ne este mult mai bine. Mulțumesc încă o dată! www.ajungemmari.ro este site-ul pe care dumneavoastră puteți intra și puteți să vă înscrieți pentru următorul modul de voluntariat pentru copiii din centrele de plasament. Două
ore din viața dumneavoastră, sau cel puțin o oră, atât cât am reușit astăzi să le țin pe Alina și pe Anemon aici, cred că ar fi de ajuns pentru bucuria lor. Dragilor, până săptămâna viitoare, să aveți grijă de voi, să vă gândiți la copiii dumneavoastră, dar și la copiii celorlalți, și nu uitați să fiți voluntari, merită.